Inspectoratul pentru situații de urgență Drobeta al județului Mehedinți a organizat și desfășurat un exercițiu complex privind gestionarea situațiilor de urgență în cazul producerii unui accident de aviație civilă în mediul montan. În cadrul exercițiului prezent a fost și președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu. Se comunică de la fața locului că a fost găsită o victimă cu arsuri inconștientă și au nevoie de sprijin aerian. Peste 100 de forțe de intervenție, pompieri din cadrul Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgență Mehedinți, medici, paramedici, asistenți, ambulanțieri din cadrul Serviciului Județean de Ambulanță Mehedinți, SMURD, Unitatea de Primiri Urgențe, salvamontiști din cadrul Serviciului Salvamont al Direcției Administrare a Geoparc Platoul Mehedinți, jandarmi, poliții și voluntari ai serviciilor amintite, dar și din Comuna Cireșu, au participat astăzi la cel mai amplu exercițiu de simulare a intervenției în cazul unui accident aviatic. Conform scenariului exercițiului, o aeronavă comercială cu 20 de pasageri la bord, în urma unei manevre de aterizare forțată, s-a prăbușit într-o zonă împădurită pe raza Comunei Cireșu, iar la scurt timp de la impactul cu solul, în cabina piloților, s-a inițiat un incendiu. Se comunică de la fața locului că a fost găsită o victimă cu arsuri inconștientă și au nevoie de sprijin aerian. Echipa de la Președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, i-a felicitat pe toți cei care s-au implicat în acest amplu exercițiu privind gestionarea situațiilor de urgență și le-a dorit mult succes în intervențiile la care vor participa. Inspectoratul pentru situații de urgență Drobeta a gândit acest exercițiu pentru a putea interveni în cazul unui nefericit accident aviatic într-o zonă montană. Au fost mobilizate peste 100 de forțe care să intervină. Am fost foarte mulțumit de modul în care au intervenit. Pe de altă parte, am fost foarte atent la cum au intervenit și pompierii, dar în același timp și colegii mei de la Serviciul Salvamont din cadrul Consiliului Județean și colegii mei de la Unitatea de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgență, pentru că toți avem interesul să se intervină cât mai bine atunci când este nevoie și când, din păcate, se întâmplă astfel de evenimente. Pe de altă parte, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Drobeta, ținând cont de faptul că a fost un accident cu victime multiple, a activat planul roșu de intervenție. Sper ca în urma acestui exercițiu toți cei care suntem implicați să tragem concluziile, astfel încât pentru un eveniment să fim foarte pregătiți. Pentru gestionarea optimă a situației de urgență la nivelul ISU Mehedinți a fost activat planul roșu de intervenție. Totodată s-a activat Centrul Județean de Conducere și Coordonare a Intervenției. Peste 50 de pompieri cu 11 autospeciale de intervenție au acționat pentru localizarea și stingerea incendiului, desfășurarea misiunilor de căutare-salvare a victimelor, triajul acestora, acordarea primului ajutor medical și transportarea lor la spital. Primarul Comunei Cireșu, comună pe teritoriul căreia a avut loc amplul exercițiu, a subliniat importanța acestor activități pentru comunitate, fiind extrem de încântat de faptul că se realizează astfel de exerciții, pentru că doar în acest mod se poate crește nivelul de pregătire. Am participat și noi cu serviciul voluntar pentru situații de urgență la acest exercițiu. Băieții noștri sunt antrenați și dotați cu minimă pentru asemenea exerciții. Exercițiul a fost organizat de către Inspectoratul pentru Situații de Urgență Mehedinți, în tocmai
ca într-o situație reală, în sensul în care s-au pus în aplicare planuri de măsuri, protocoale, proceduri operative de intervenție, în vederea eficientizării timpului de răspuns într-o situație reală. Inspectoratul pentru situații de urgență Drobeta al județului Mehedinți a organizat și desfășurat astăzi un exercițiu cu forțe și mijloace în teren privind gestionarea unei situații de urgență generate de producerea unui accident aviatic într-o zonă montană. Conform scenariului exercițiului, o aeronavă comercială, la bordul căreia se aflau 20 de persoane, a încercat o aterizare forțată și s-a prăbușit într-o zonă montană din comuna Cireșu. Pentru gestionarea situației de urgență, la nivelul ISU Mehedinți a fost activat planul roșu de intervenție. Totodată, la ordinul prefectului, a fost activat Centrul Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției. Peste 50 de pompieri cu 11 autospeciale au intervenit atât pentru stingerea incendiului izbucnit la aeronavă, cât și pentru desfășurarea misiunilor de căutare, salvare, acordarea primului ajutor medical și transportarea victimelor la spital. Alături de ISU Mehedinți, la exercițiu au participat forțe din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Mehedinți, Inspectoratului de Poliție, specialiști din cadrul Unității de Primiri Urgențe, Serviciului de Ambulanță Județean, specialiști ai Serviciului Salvamont, lucrători ai Geoparcului Platou Mehedinți, voluntari ai Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Cireșu, dar și voluntari ai ISU Mehedinți. În sprijinul ISU Mehedinți au fost mobilizate forțe din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean, Inspectoratului de Jandarm Județean, specialiști ai Unității de Primiri Urgențe, Serviciului de Ambulanță Județean, Serviciului Public Județean Salvamont Salvaspeo, lucrători ai Geoparcului Platoul Mehedinți, voluntari ai Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Cireșu, dar și voluntari ai ISU Mehedinți. Se solicită sprijin aerian pentru evacuarea acestea din zonă. Da, recepționat, v-am recepționat. Prin desfășurarea acestui exercițiu s-a urmărit antrenarea tuturor forțelor participante, perfecționarea deprinderilor personalului implicat în acțiunile de limitare și înlăturarea efectelor unui accident de aviație civilă, precum și verificarea modului de cooperare interinstituțională între structurile de intervenție. Obiectivul principal al acestui exercițiu constă în creșterea nivelului de pregătire și a cunoștințelor dobândite de către forțele participante pentru gestionarea unui eveniment de acest fel, prin punerea în aplicare a documentelor operative, în vederea eficientizării timpului de răspuns într-o situație reală.